Unele personalități aparțin marii istorii doar prin ascendență, iar altele, dincolo de blazon, o scriu și prin marele lor realizări. O astfel de personalitate complexă a fost Regina Maria a României, care ni se înfățișează în anul centenarului încoronării de la Alba Iulia, prin intermediul unui obiect ceremonial prețios, coroana. În perioada 10 mai, 12 iunie acestui an, în sala Tezaur a Muzeului de Artă Piatra Neamț, spectaculosul însemn al regalității va putea fi admirat de public. Executat de celebra casă pariziană de bijuterii Falis, după designul pictorului Costin Petrescu, secundat în mod cert de regina artistă, valorosul obiect ceremonial ce aparține Muzeului Național de Istoria României impresionează prin frumusețe și semnificație. Este făcută din aur din Transilvania, după model foarte vechi, aurul fiind dăruit în mod special de către transilvăneni în acest scop. Este desigur foarte frumoasă și potrivită ca formă și cântărește peste un kilogram. A fost lucrată de Maison Falis. Regaliști înfocați, ei consideră că cea mai fericită zi din viața lor e să mai lucreze o coroană pentru o regină. Este frumos executată în cel mai mic detaliu, îmi spunea Regina Maria în însemnările sale zilnice. Respectând dorința suveranii României mari, care nu și-a dorit o coroană modernă, ci una inspirată de tradițiile medievale românești, Costin Petrescu a proiectat o coroană în stil bizantin, într-o totul originală prin elementele decorative utilizate. Globul cruciger, crucea gamată, florile de crin, bobul de grâu, pietrele semiprețioase, turcoaze, ametiste, granate, opaluri, crisoprazuri sau pandanții temporali, ce conțin două scuturi heraldice cu stema regatului României și însemnele heraldice ce atestă ascendența Mariei la familia regală britanică. Coroana exprimă noua identitate dinastică dobândită prin sacrificiu personal în perioada Marelui Război de Regina Maria a României. Regina, cea care după ce a îmbrățișat o nouă naționalitate s-a străduit să devină o bună româncă, s-a înfățișat în cetatea lui Mihai Viteazul la fastoasa ceremonie de încoronare, cu o coroană care evidenția identificarea suveranei cu țara pe care a slujit-o. Am devenit a voastră, spunea regina în ultima scrisoare către poporul său, prin bucurie și durere. Prețiosul bun cultural găzduit prin amabilitatea Muzeului Național de Istoria României, de Muzeul de Artă Piatra Neamț, constituie astfel nu doar una din cele mai valoroase capodopere ale artei metalului prețios european a secolului 20 sau ultima mare realizare Art Nouveau a casei Falis, dar și dovada atașamentului profund al reginei Maria față de România Mare, la cărei făurire contribuise.